Președintele Donald Trump, care primește tratament pentru COVID, a ieșit duminică pentru scurt timp din spitalul Walter Reed, unde este internat, dorind să-și salute susținătorii strânși în fața instituției medicale de la bordul unui SUV. Președintele stătea pe locul din dreapta spate și purta mască, la fel ca și bărbatul care stă pe locul din față, cel mai probabil acesta fiind un membru al echipei de securitate. Scena a luat pe toată lumea prin surprindere, pentru că presa nu a fost anunțată despre o astfel de acțiune. Starea președintelui Donald Trump continuă să se îmbunătățească, au anunțat medicii săi, care au precizat însă că nivelul de oxigen a scăzut în ziua precedentă și, prin urmare, liderul american urmează în prezent un tratament cu steroizi. Aceasta a fost a doua scădere a nivelului de oxigen de când președintele s-a îmbolnăvit de COVID-19, dar medicii au declarat că încă iau în calcul să-i dea drumul din spital. Într-un mesaj video pe Twitter, Trump spune că a primit vești minunate de la doctorii săi și afirmă că de când a făcut COVID a avut prilejul unei experiențe foarte interesante. A fost o călătorie foarte interesantă, am învățat multe despre COVID, am învățat efectiv ca la școală, dar asta e școala adevărată, nu este despre cum să citim cărți și am înțeles, este foarte interesant, o să vă povestesc despre asta. Trump, în plină campanie prezidențială, a anunțat vineri că el și soția sa au fost testați pozitiv cu noul coronavirus.